Lor. Hei, salut, eu sunt Andreea și acesta este un nou vlog pe canalul meu de YouTube. Suntem aici cu mami. Mami, zi salut! Salut! Și avem vecini noi care au cățeluși. Tocmai ce am fost la piscină, cred că vedeți după mine. Leila este aici în apartament. Uitați-vă acolo în cățeluș. Ne uitați-vă ce de frumusel, ce drăguțel. Doamne, vrem să facem cunoștință cu Leila. Îl cheamă Chiari, ceva de genul. Good morning. This is girl or boy? Girl. Girl. It's okay if I film for me. How? Mai ce am aflat? Cățelușul ăsta este adoptat acum 5 luni, dar el a crescut într-o familie care a decedat în cutremur în Turcia. Deci familia lui a decedat în Turcia. Uitați-vă ce ochișori frumoși are. Doamne, mi se rupe inima, sorocuța. Prietenii, uitați, sunt cum prieten are Leila. Fericită. Sunt cum prieten. Ai, ce Bravo. Ăsta are 7 ani și vrea să facă macapucu cu Leila, dar Leila e bebe și nu o lasă. Of, las că-ți dau eu ție. Lasă-mi pace fata. Leila, că Leila e bebe.
Haile pupat, haile pupat. Haideți să pup mama, haideți să pup mama. Uitați-i îndrăgostiții. Îndrăgostiții, doamne ce... Deci eu sunt șocată, are ce ăștia ochișorii albaștri, pe cameră nu se vede. Doamne, deci au o fată atât de frumușică. Îmi e așa dragă de ei, voi nu știți câți aricei pe aici sunt. Și mereu găsim aricei ăștia pe aici, pe lângă noi. Ia uitați-i, ia uitați-i, mami a plecat să vadă ce face Leila. Să uit așa pe ascuns și după aia deschide ușa. Doamne, ce dragă mie de aici, cum sunt. Aș vrea și să pun mâna, dar o să mă înțepe. Deci sunt foarte frumoase, da? Foarte frumoase. Gata, lasă-mă să nu-i sperii. Așa o limonadă și m-a apucat tristețea când mă gândesc că mai avem încă 7 zile și mergem acasă. Eu parcă m-am obișnuit așa, nu, parcă asta e casa mea, nu mai vreau acasă. M-am obișnuit așa, îmi place atmosfera. Nu prea aș vrea să mă întorc acasă, să fiu sinceră. Eu vreau să rămân aici, nu vreau sărăcia aia. Știți TikTok-ul ăla? Mamă, trebuie să fac TikTok-ul ăla neapărat. Știți care e problema? Noi strigăm Leia, Leia. Așa o strigăm, Leia, Leia. Da, ea săraca nu știe că o cheamă Leila și nici nu reacționează că pe ea o cheamă Leila. Ea nu știe că o cheamă Leia, dar noi în Turcia, ca să nu se uite lumea ură la noi, îi zicem Leia. Dar pe ea o cheamă Leila. Leila! Leila! Vedeți la Leila, vedeți la Leila cum reacționează, cum s-a întors instant. E gelos cățelușul ăsta. Că mama lui i-a dat din cănuța lui, i-a dat apusoară lui Leila. Ia uitați, doamne, ce frumoși sunt! Ia-că-lea! Ia-că-lea cățeluță! Doamne, și de frumos! Apropo, fun fact despre călătoria noastră, noi nu putem să o strigăm aici pe Leila, Leila, i-am schimbat numele o perioadă. Pentru că aici în Turcia Leila e nume de om, e nume de mamele oamenilor au așa. Și când zicăm Leila se uită tot urât la noi. Că gen cum am putut să punem la câine așa nume. Ia uitați-vă, doamne, ce de frumoase sunt. Nu? Ce tare. Ia uitați-vă, cățeluș. Exact ca Leila, tot e băiețel. Ca Leila. Jansez. Vim, Jansez. Ocărește-l, mama, ocărește-l. Așa, bravo, bravo, Leila, ocărește-l. Ia uite, Andrei. Duce să-l ocărește la mama, așa, așa. Și mama, ce-mi, nu ce-mi, Leila. Duce să-l papă, duce, duce să-l mușcă. Hai, du-te, du-te, du-te. Ia, 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 duce să-l ceartă.
Nicolileile. Și Nicolileile. Și faci și nenea seara. Și faci. Liliuș. Dragilor, am luat o pele. Doamne, mami, zici că ești o țigăncuță, ce frumos te-ai bronzat. Ești foarte, ești foarte neagră. Țiganca a crescut, are pretenții mari, de mică i-a plăcut să asculte lăutari. O luăm și pe Leila. Avem o mică mare problemă. Noi nu avem picături de nas și mama e dependentă de picături de nas și eu îmi pun uneori când am sărăcită. Așa că plecăm la recepție să luăm picături de nas. Să întrebăm unde e farmacia. Leila este. E foarte fericită că am luat-o cu noi. Sperăm să fie. Ia uzi, mă, de unde oare pleacă ei cu autocarul? Mergem să întrebăm unde este farmacie. Leila, Leila, cine că ne-ai invita la mama? Leila, cine că ne-ai invita la mama? Bună, este ziua 5. Hei, salut, eu sunt Andreea și acesta este un vlog pe canalul meu de YouTube. Noi ne-am trezit cu mami, am venit aici să luăm ceva de băut, după aia începem la micul dejun. I-a adus aici și Leila, pisoare, imediat se turnăm Leila. Cocktailul meu preferat, strawberry daiquiri, nu mai știu sigur cum se numește, dar e foarte bun. Aici îi toarnă mami lui Leila apisoară. Ia uitați. Iepurași, eu fost șeche de apă, da, uitați cum dea, doamne, uitați cum dea. Ne-am certat ieri aici de la hotel să-i punem zgar, dar bine, ne-am certat și noi puțin cu ei, recunosc că suntem așa mai certărețe. Dar într-un final trebuie să punem zgar, dar suntem cu ce, că alții când poartă și noi de ce nu purtăm, așa că am pus-o. Mare dislike la hotelul ăsta că nu lasă câinii fără zgardă. Și vreau să gust ăsta să văd dacă e la fel de bun ca zilele trecute. Și Leila așa trebuie să stea cu zgardul sărăcuța. Da. Ai mei, videoul ăsta este finalul la cel mai jenant moment pe care l-am avut eu în astea 10 zile. Deci m-am făcut de tot râsul și am făcut probleme oamenilor ăstora de la jet ski. Nu știu cum să încep. Deci voi vă uitați la video ăsta, vi se pare un video normal. Băiatul de la jet ski ia jet ski-ul și o ies din apă, da, dar voi nu știți ce s-a întâmplat acum 15 minute înainte de asta. Deci uitați-vă la fața mea, mi-era super rușine. Mama a zis că și ei era super rușine, îi venea să, uitați-vă, și-a dat, uitați-vă, face mișto și mama de mine. Deci mama a zis că se uita la mine și venea să intre în apă, să mă dea așa, să-mi dea un șut în apă, să cobor de pe jet ski. Deci ca să înțelegeți, mergeam pe jet ski atât de rău și atât de periculos și atât de încet și făceam virajuri atât de proaste, încât aproape, bine, nu aproape, am ajuns lângă o corabie și era să mă plovesc de corabie și era să fac accident mare, periculos, ca ambele corabia și ăsta. Uitați-vă, vedeți? M-am oprit aici. Corabia și ăsta, bai cu ăsta, cum se numește, doamne, mi-a ieșit cuvântul. Jet ski-ul e pe benzină și era să fac accident dacă nu mi-o opreau. Și ghiciți ce? Ăștia de la jet ski mi-au oprit jet ski-ul efectiv în mijlocul mării. Să zic că am făcut pe mine, e puțin spus, am crezut că mor, am crezut că mă duc în larg. Am stat vreo 5 minute și nu venea nimeni după mine, jet ski-ul s-a oprit în mijlocul mării, n-aveam telefon, n-aveam nimic. Când colo văd băieții de la jet ski că îmi zic, haide că te luăm, și zic, ce s-a întâmplat? Și ghiciți ce, ăia nu vorbeau engleză, numai unul din ăia vorbea engleză. Și când ajung la mal, o văd pe mama că râde de mine, că își dă palme așa peste frunte, cum ar veni că face mișto de mine, și îmi zice, bă, Andreea, cum ai putut să mergi atât de nasol, ai mers atât de horror, încât oamenii ăștia
stăteau toți cu mâna la gură și se uitau la tine, le era frică să nu faci accident. Deci, iertați-mă, dar e prima oară când m-am dat pe jet ski, însă ghiciți ce, a doua zi m-am dus din nou și mi-au zis că am fost genială, pentru că a doua zi deja aveam idee cum să merg, nu m-am mai dus în bărci și mergeam și cu viteză foarte mare. Deci am mers cu viteză atât de mare încât încă am răni, chiar cu sânge la mână, la ambele mâini, pentru că mergeam atât de repede. Așa că dacă vreți să postez următorul vlog în care o să vă arăt cât de repede am mers, pentru că am făcut și poze, m-a filmat și drona, scrieți-mi în comentarii. Aici, apropo, este înainte de dezastru. Aici îmi punea ăsta, băiatul ăsta îmi punea vestea de salvare și mi-a explicat tot ce trebuie să fac, iar eu o făceam pe deșteaptă, ziceam, da, da, bine, bine. Eu, sincer, nu sunt de asta să mă dau așa mare dacă n-am ce să mă dau. Adică i-am zis lui ăsta că eu nu știu, l-am întrebat dacă sunt rechini în mare și a făcut mișto de mine, a zis, care rechini, nu sunt rechini. Dar știți că, na, e... Au fost rechini și în Turcia, în Egipt nu mai vorbesc, au murit atâția oameni anul ăsta, dar și în Turcia am văzut că au fost rechini, dar na, să-i mai crezi pe ăștia care aici lucrează, nu. Oricum, eu am zis să-l întreb și el a zis că nu. Mama a zis că nu vrea să se dea pe jet ski, bine a făcut, că ne făceam ambele de râs, cred. Și aici mi-a arătat o hartă și îmi explica cum trebuie eu să merg. Eu mă concentram de parcă o să merg bine. El mi-a arătat pe unde trebuie să merg, mi-a explicat că nu trebuie să mă apropii de bărci, mi-a explicat că nu trebuie să apăs pe gaz încet, să apăs destul de tare ca să nu se oprească jet ski-ul și ghiciți ce, eu am făcut fix invers. Tot ce a zis el am făcut fix invers. Uitați-vă la fața mea atât de concentrată. Părea că sunt o profesionistă aici, uitați-vă, aveam o față de zici că imediat urc pe jet ski și fac ravagii. Nu mai am cuvinte, atât. Nu mai știu ce să comentez. Dacă vreți vlog cu ziua 2 de pe jet ski, scrieți-mi în comentarii ai mei. Și apropo, sunt foarte curioasă. Câți dintre voi v-ați dat pe jet ski? Chiar sunt curioasă. Vă place să vă dați? Nu vă e frică? Eu abia aștept următoarea vacanță să mă mai dau pe jet ski-uri. Pentru că chiar mi-a plăcut. Ce-i drept, încă mă dor mâinile pentru că mi-am făcut răni. Dar o să vă arăt și poză cu rănile în următorul vlog. Браво! Сыня, панделеца, парделеца. Браво! На-на-на! Лейла! Хай, Вилико, айте, Вилико. Я угол ушор. Ноги встали. Ну-ну-ну. Видите? Браво! Ебика, браво! Hai, vino în coace, vino în brață. Hai, vino în brață, vino în coace, vino în coace, vino în coace. Ia, vine să. Vino în coace.
Пойдем. Лейля, пойдем. Синя Кэля, мама. Синя Кэля. Синя Кэля. Пойдем. Пойдем. Hei, dragilor, nu știu câtă zi e, sincer. Multă lume mi-a scris la vlogul trecut: vai, ce analfabetă ești, ziua 5, ziua 3. Oameni buni, voi nu înțelegeți că eu când editez vlogurile astea, uneori se mai încurcă cadrele. Leia! Se mai încurcă cadrele și nu pot să fiu 100%. Leila, ce faci? Mănâncă nisip. Nu pot să fiu 100% sigură cum e corect. Leila! Și cu tine? Oh, ești și-o făcut. Doamne ferește, filmează. Leila! Nu știu, eu și cu dânsa. Seri la față, Leila. Pentru și tu asta faci, pentru și tu asta faci. Leila! Și da, asta vreau să vă zic, ai mie că mai încurc și uneori cadrele și de-aia este așa. Să mergem, să o bărăcim în apă. Leila, vine încă! Vine încă, ce repede! O ard cioarele, cred că ea la mine se... Da, dar nu poate să vei, că e perfectă. Vine cu bravo! Bravo! Ți-am zis că te ard cu cioarele, ți-am zis? Hai, vine aici, vine aici, vine aici, așa le mă. Nu te duci în colo. Mănâncă nasup. Dragilor, am venit la masaj. Ia uitați ce drăguț e aici. Ce atmosferă. Și am venit să-mi fac masajul. Uitați efectiv cât de... Uitați efectiv cât de tare m-am bronzat. Și am venit să-mi fac masaj. Hei, dragilor, noi acum mergem... Să spun și cum se ține telefonul. Îl țin bine. Noi acum mergem să mă dau pe jet ski. Am lăsat-o pe Leila în cameră. Mergem cu mama. Mama nu vrea să dea pe jet ski. A zis că nu are încredere în mine. Eu nu m-am dat în viața mea pe jet ski. Mi-e cam frică. Outfit-ul meu, costumul ăsta negru întreg. Asta o să las jos. Și cam atât. O să îmi dau drumul la parc. Auzi că o să mă filmeze cu dronă. Sper să-mi facă clipuri mișto. Sper să aibă o cameră bună și sper să nu mor, să nu mă mănânce vreun rechin, adică cam astea sunt scopurile mele pentru ziua de azi. Am postat astăzi și la masaj. După cum ați văzut, nu știu videoul ăsta când o să fie la începutul vlogului, la finalul vlogului, dar da. Ai filmat și la masaj? Da, am filmat și de la masaj. Ce drăguț. Normal. Mama merge de sculță. Odor, da, pentru că eu i-am luat și la pilul mama ăstea. Deci ăștia de la Versace sunt mult mai scump ca ăștia. Ăștia tot sunt de la... ăștia tot sunt de la Versace. Dar ăștia sunt cei mai simpli, cei mai comozi. Adică sunt mult mai ieftini. Ăștia am zis să-i luăm că sunt frumoși. Seamănă și... Poți să-mi arăți un pic, mami? Seamănă și cu cei... Seamănă și cu cei de la Hermes ăștia noi. Și am zis hai să-i luăm, nu știu ce. Deci nu, efectiv nu pot să umble în ei. Nu pot să... Mergi în ei, că sunt foarte inconfortabili. Nu, e când e piciorul. Când e piciorul, da, sunt foarte inconfortabili. Păi de plajă, sunt, nu sunt comozi. Acolo sunt jet ski-urile, așa că mergem acolo. Leila? Dar de ce nu postez nimic pe TikTok? Leila, ai venit la mare? Și nu ești activă deloc pe TikTok. Bă, ceai la funduleț. Bă, ceai la funduleț. Bă, ceai la funduleț. Păi și cum
ai 100.000 de abonați și tu așa, fată, te relaxezi? Te relaxezi? Nu postezi nimic pe TikTok? Nu postezi nimic pe TikTok? Gata, nu plânge, scuze, scuze, nu-i nimic. Domnișoara Leila, tu crezi că cineva o să-ți dea like la asta? Tu chiar așa crezi? Crezi că ești cea mai specială? Așa crezi tu, pândiletele mama? Pândiletele mama! Așineacolo, la mama! Așineacolo, fata! O dormit mititica în creasla! Așineacolo, fata! Dar eu dormit de atunci! Se vede că nu... Așineacolo, la... Mai doar la urechiul! Așineacolo, așineacolo, la mama! Pufle, tereasă meu! Tereasă meu, gândesele meu! Așineacolo, fata! De mama, să facă masă la urechiul! Masarele urechiuși. Masarele urechiuși. Așa. Nimeni nimic, Leila. Leila. Nimeni nimic, Leila, după mare. Zici că nici nu nimeni acolo, zici că e o jucărie. A făcut băiță, n-am mai face doare să o punem, cu balsam, cu de toate, și să nu știu că puneam de campuri cu frumă, dar acum se va fi pus în viața. Chupacabra. Asta este Leila după baie. Uitați-vă cum doarme. Ce scumpică mică. Doarme numai la mama în brațe. Chiar dacă e cald, ea așa-i place. Ea de obicei doarme o oră, o oră și ceva la mama. După baie, așa. Și, face, și doarme așa doar după baie ca un bebe. Uitați-o. Ce-i acolo, mama? Acum e cu ochii închiși, mi se pare. Uitați-vă, e cu ochii. Eu într-o cred că nu e așa. Sau nisip, poate eu intrat. Sau nisip, dar îmi spune atunci cu față. Am venit aici mai la umbră, așa. Și-ți lungul meu e la soare. Uite, de aici e adânc. Leila are băzin. N-am primit, mamă. Stai. Slu se răstoarne. Nu, slu se răstoarne. Leila are băzin. Mamă, ia și val, mamă. Mamă, uitați-vă ce valuri mari azi. Niște valuri imense. Și aici e, și, aici e și adânc. Deci alți cățeluși nu știți ce fericiți sunt când înoată. În schimb, Leila nu prea îi place. Bine, poate pentru că e impresionat. Uitați ce face. Leila, fugi! Leila! Fugi! Îi place? Cum nu vrea să ies? Ți-a plăcut, mama? Duce-am o scapul în nisip, mam. Ia,
mare, așa cărmărgie. Leila! Leila! Dragilor, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, un share ca să vadă și prietenii voștri, iar cu voi a fost a voastră, Andreea Băstănica. Îmi cer scuze că cadrele sunt un pic încurcate în acest vlog, doar că când editam, eram la mare și vă dați seama, era și soare, că de obicei editam pe șezlong la piscină sau la mare și am mai încurcat câteva cadre, dar eu cred că vlogul a ieșit mișto. Sper că v-a plăcut. Vă pup, cu voi a fost a voastră, Andreea Băstănica și Leila și mami. Abia aștept să vedeți următoarea parte din vlog. Vă pup! Următoarea parte o să aveți o surpriză, o mare surpriză, mai ales fanii filmului, serialului Bate la ușa mea. O să aveți o mare surpriză, că nu știți pe cine am întâlnit acolo. Deci dați like la acest videoclip dacă vreți partea următoare. Vă pup! Pa!